Când vedeți păsări ce străbat cerul, să știți că pot fi, de fapt, roboți. Oh, o companie germană a dezvoltat dispozitivele care zboară identic cu cele vii, adică cu păsările vii. Deocamdată, păsările robot nu au o aplicație clară. Compania producătoare speră însă ca invenția să se bucure de cerere pe piața tehnologică. Robotul Bionic Swift al companiei germane Festo zboară la fel ca o pasăre adevărată și poate fi ușor confundat de la distanță. Modelul cântărește doar 42 de grame și poate zbura timp de 7 minute pe un traseu programat. Deși Festo a mai lucrat la roboți similari, nici unul nu a atins asemenea performanțe. Pasărea are pene artificiale și suprafețe de control foarte ușoare, iar bateria cântărește doar 6 grame. Lungimea acesteia este de 44,5 cm, iar anvergura aripilor de 68 de cm. Totuși, Bionic Swift poate zbura doar în spații interioare, echipate cu transpondere GPS, care ghidează robotul pe un traseu prestabilit. Iar dacă pasărea este deviată de curenți sau vânt, revine de sine stătător pe traseu. Festo este o companie de inginerie specializată pe tehnologii de automatizare. O invenție similară există în Olanda. Șoimul robot Robert este folosit pentru a alunga păsările din aeroporturi sau de pe platformele industriale. Dispozitivul este de fapt o dronă fără elice, controlată de un pilot care are forma prădătorului șoim peregrin. Mișcările sale sunt atât de naturale încât restul zburătoarelor se sperie. Eficiența sa a determinat mai multe companii din lume să îl cumpere. Astăzi v-am dat întâlnire în bucătărie și asta pentru că vă prezentăm o cratiță pentru sosuri din seria 5 Star Legend de la Delimană. Aceasta are înveliș cu antanium în 8 straturi format din 5 cele mai puternice elemente de pe pământ. Particulele de piatră naturală, argint, titan și diamant sunt amestecate cu apă ecologic pură. Acest strat este rezistent, durabil și antiaderent. De altfel, în cratița cu un diametru de 18 centimetri, puteți găti nu doar sosuri. Puteți fierbe ouă, terciuri, puteți chiar și să prăjiți ochiuri sau să faceți o tocăniță din carne sau legume. Mai mult, o puteți băga și la cuptor, ceea ce vă vom demonstra astăzi. Deci, este o cratiță universală în bucătărie și doar la telemagazin. O puteți cumpăra și cu o reducere bună. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și plătiți pentru cratița 5 Star Legend de la Delimano de 18 cm, doar 299 de lei în loc de 399, cât costă în magazinele partenerilor noștri, și grăbiți-vă pentru că oferta este limitată. Prețul este super atractiv și cu siguranță toată lumea va sări la acest telefon care este afișat pe ecran să sune și să își comande cratița pentru sosuri, super necesară în orice bucătărie. Asta o confirmă și Tatiana, care știe ce se pregătește cel mai bine în această cratiță. Da, dar hai să-ți spun și altceva, că pentru sosuri este o denumire așa foarte, cumva, așa, de denumire. Pentru că ea, de fapt, este o cratiță absolut universală. Uite, noi am sotat aici legume, am făcut o tocăniță din legume și o să facem acum și o mămăliguță. Deci o puteți folosi ca ceaun, o puteți folosi... Ia uitați-vă ce avem aici, ia uitați-vă. Ia uitați-vă, vedeți? Ardei, de culori. Și ardei ceapă. Și ceapă, da. Să mai fost și niște roșii, era chiar o tocană tradițională. Deci, în fine, o puteți folosi și ca ceaun, și ca cratiță, și ca tigaie chiar, pentru că o să torn acuș mâncarea în altă parte și o să vă arăt că, de fapt, este suficientă pentru a putea prăji, de exemplu, 3 ouă ochiuri. Dacă vreți dimineață. Bine, că nu, hai să zicem că nu toți acasă au de toate felurile tigăi, tigaie și mică și mare, și ca să nu te împrăști foarte mult cu 3 ouă pe
o tigaie mare, folosești o cratiță mică care înlocuiește absolut totul. Nu zicem că este o tigaie, este într-adevăr tehnic o cratiță, dar vă înlocuiește și o tigaie dacă aveți nevoie. Și asta vă demonstrăm chiar acum, pentru că până acum am prăjit în această cratiță, iar acum fierbem. Adică tot deci, în aceeași cratiță așa. Faci măliguța. Exact, asta o să facem acum. O să te rog să dai mai tare focul, să pun apa. Uh-huh. Uite, dar apropo, ca să vedeți, cratița a rămas absolut curată. Deci am scos de pe ea, nu s-a lipit absolut nimic. Și, bine, noi am folosit ulei pentru că nouă ne place să fie totuși mâncarea autentică așa cu ulei. Dar hai să o șterg un pic, o să-mi scot și... Ce, am înțeles că bă, rămâne așa aroma de la prăjitură și e mai bună. E mai gustos, dar o să șterg cu un șervețel ca să vă arăt și cât de curat e și cât de ușor. E fierbinte. E fierbinte, dar pentru că acest strat cuantanium încălzește foarte repede cratița. Gata. Da, perfect. În mod normal puteți să nu folosiți ulei pe această cratiță, din simplu motiv că ea are o suprafață antiaderentă. Acest strat cuantaniu oferă o suprafață antiaderentă. Noi însă suntem cumva de modă un pic mai veche și deși ne place modul sănătos de viață, dar două picături de ulei credem că nu strică nicăieri și niciodată. Și nici la siluetă, pentru că avem grijă să tăiem din altă parte. Tăiem din dulciuri, din patiserie. Da. Nu știu dacă azi vom tăia din dulciuri, pentru că pe lângă... Eu văd ce ai scos tu. Ion s-a ocupat astăzi de desert, apropo. Desertul e din mâna lui. M-am ocupat de desert, să-l scot din cuptor. Ei bine, cert este faptul că această tavă este atât de multe... Am zis tavă. Pentru că da, pentru poate că să înlocuiască și o tavă. Această cratiță e atât de practică, o puteți folosi și în cuptor. În cazul nostru, noi am pregătit un chec, l-am scos acum pentru că nu mai puteam să îl țin. Iată așa arată checul nostru. Este gata și vreau să-l scot și să facem și un plating la el, adică să-l înfrumusețăm. Tot în această cratiță puteți să gătiți și pâine, și pască, și blaturi pentru tort. Și toate astea să meargă la cuptor la temperaturi maxime de până la 230 de grade, pentru că mânerul acestei cratițe este și el din oțel inoxidabil și nu are nicio problemă cu cuptoarele. Ia exact, uite. Și ăsta este un mare avantaj. Hop, hop, hop! Și nu s-a lipit, asta este foarte important pentru astfel de checuri. Dacă ar avea să se lipească, era să-l rod cu cuțitul sau nu știu cu ce de pe fundul cratiței. Bun, acum trebuie să o spălăm sau să o ștergem cu un șervețel. Sau să o băgăm la mașina de spălat vase, că poate fi băgată și acolo. Sigur, apropo, sigur. Un lucru foarte important este că pe această cratiță cu un veliș cuantanium pot fi folosite atât ustensile din lemn, ați văzut cum am făcut eu anterior, cât și ustensilele din metal. Așa că atunci când gătiți mămăliga, puteți folosi telul. Integrăm mămăliga câte puțin. Așa. Puteți folosi telul. Nu e neapărat să folosiți... Nu e neapărat să folosiți ustensile doar din lemn sau doar din silicon sau plastic. Puteți să folosiți și din metal, din oțel, din aluminiu, nicio problemă. Iarăși vorbim despre stratul rezistent. Deja un pic mai încet, de trei ori mai rezistent decât straturile. Ce faci? E prea fierbinte aici. Fac mămăligă, ce fac? Vă spun de ce, pentru că iarăși vorbim despre stratul cuantanium. Vezi care cât de repede s-a înfierbântat apa? Trebuie să te obișnuiești pentru că el se încălzește foarte repede. Adică el încălzește tigaia foarte și foarte repede. Eu zic să-mi dai de acolo un șorț. Era un șorț acolo. Nu de alta, dar mi-e milă de... Ia-ți mireasă ziua bună. Îmbrăcatul miresei asta se numește. Așa, între timp să vă povestesc despre cratița 5 Star Legend, cratița pentru sosuri, că este extraordinar de bună și este compatibilă cu absolut orice suprafață de gătit. O puteți folosi și pe aragaz, și pe plita electrică sau cu inducție și chiar o puteți băga la cuptor, așa cum v-am demonstrat și v-am arătat asta datorită mânierului din metal. Căliți legumele în cratiță, adăugați ouă bătute și o puneți la cuptor. Veți obține o omletă dietetică și foarte aromată. În plus, procesul de gătit vă va lua mai puțin timp și asta pentru că stratul cuantanium asigură o termoconductibilitate sporită. Cratița se va încălzi mai repede, produsele se vor coace uniform, iar voi veți vedea diferența.
la factura pentru gaz sau electricitate. Și Telemagazin vă economisește banii, ca întotdeauna, de fapt, mai exact, 25% din preț astăzi. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și plătiți doar 299 de lei pentru cratița Five Star Legend cu diametrul de 18 cm în loc de 399 de lei, atât cât costă inițial. Atenție, oferta este valabilă în limita stocului disponibil și, cum am spus, stocurile se epuizează repede, pentru că așa cratiță are nevoie orice gospodină, pentru că e atât de practică și vă înlocuiește practic toate vasele pe care le aveți în bucătărie. Între timp, Tatiana a pregătit deja măliguța, da? E gata? E practic gata și între timp și desertul meu este practic gata. Ultimele note de contrast îi voi da cu niște pomușoare, niște afine. Uite. O dita mai mămăligă. Dar apropo, să știi că, într-adevăr, procesul de gătit devine cam de două ori mai rapid. Apa s-a înfierbântat foarte repede. Ați văzut cât de repede a început să fiarbă mămăliga. Și uite, după două minute de amestecat, avem mămăliguța gata. Da, bine, noi am făcut o mămăliguță mică ca pentru noi, 2-3. Așa, o lăsăm un pic ca ea să se mai coacă. Voi puteți face o mămăligă mare, adică cât să acopere întreaga cratiță de 18 cm în diametru. Ce frumos! Ia te uite, a? Ai, gospodara noastră! Decorator de la Dumnezeu. Da. Eu mi-am luat șorțul pentru că ai văzut, am început să pierd mămăliga și să... Uite ce bine miroase! Acum să știți că da, arată foarte bine. Și mai încape încă jumătate de mămăligă. Da, deci practic aici este jumătate de cratiță doar de mămăligă. Eu o las să se coacă un pic. Mie îmi place când ea pe margini este are un crustă. Pic. Da, când are crustă. De altfel, crustă nu o să obțineți în această cratiță, pentru că mămăliga nu se lipește de margine ca într-un ceaun obișnuit, ca după asta să scoateți de acolo crusta și să puneți în lapte călduț. De aici o să scoateți pur și simplu mămăliga și ați luat ața și ați tăiat-o frumușel și ați servit la masă. Este foarte important că nu se lipește nimic de cratiță. Este foarte important că puteți folosi ustensile din metal și respectiv ea nu se zgârie, pentru că are o suprafață rezistentă și durabilă în timp. Deci, practic, este o cratiță veșnică. Asta să știți. Da, o luați pe mulți, mulți ani înainte și să o îngrijiți este foarte ușor, pentru că se spală ușor, pentru că nu se lipește de ea mâncarea, respectiv se șterge sau se bagă la mașina de spălat vase și nu e nicio grijă mare cu acest vase. Vrei să tai, da, deja? Eu mă gândesc că tu trebuie să... Păi încredu că mergem din tâi la sărățel și după aia la desert. Păi da, sărățelul poftim, uite, îți dau furculiță, acuși scot și mămăliga. Și suntem gata. Ba, ce crocant e. Ia să vedem checul nostru. Să vezi și cum arată în interior. Eu nu știu, dar simt că e ceva. Cum nu știi? Păi tu l-ai gătit. Păi da, bun, că nu l-am gătit din interior. Iată cum arată. Mi-era frică că... Da, ce miros are. Să știi că eu n-o să mă dau în lături, vorba nu aia. Nu te da în lături, toate astea le-am pregătit în cuptorul nostru cu ajutorul acestei cratițe, care am zis că este universală și e foarte compatibilă cu cuptoarele. Și cu orice suprafață de gătit, și plita electrică și cea cu inducție și cea de ceramică și plita cu gaz, adică și aragazul. La absolut toate. Și ați văzut, de exemplu, acasă cu siguranță aveți tavă de băgat la cuptor, dar de cele mai multe ori este una mare, încăpătoare, așa, pentru multă carne, mulți cartofi. Dar aveți nevoie câteodată să gătiți ceva mic, o singură bucățică, sau vreți să puneți mămăliga la cuptor să se coacă mai bine, sau vreți să faceți un chec foarte mic și atunci folosiți aceeași cratiță pe care o folosiți dimineața la fiert ouăle pentru întreaga familie sau la fiert terciul cu lapte de dimineață. Hai să vedem cum s-a isprăvit Ion checul. Hai. Îți bun de măritat. De măritat, cu siguranță ești bun. Ei bine, ce vreau să mai spun e o chestie foarte importantă, că în această cratiță puteți să gătiți
Începând de la mâncăruri super mega simple, cum ai spus și tu, terci, niște ouă fierte, apă exact. Fiartă, până la mâncăruri extraordinar de complexe, cum am făcut și cu măliguța. Din tâi, în aceeași cratiță, am făcut prăjitura, după care am făcut măliga sau am acoperit-o cu carne sau cu ou, am pus-o în cuptor, am scos-o din cuptor. Dacă mai trebuie să mai încălzim, o încălzim, tot aici și fierbem tot felul de ingrediente. Cratița este foarte adâncă. Oh, ce formă! Mai ceva ca checul. Ia te uite, parcă e un soare. Să arăt mai ușor să vadă toată lumea. Deci uitați-vă, și nu s-a lipit absolut deloc de cratiță. Deci chiar, uite, a rămas bun, a rămas câteva bucăți de crustă de mămăligă, dar nici nu ai ce să bagi în lapte de aici. Uitați-vă cât de gustos. Și asta este unica dezamăgire, că nu poți să bagi acolo lapte. Că am zis că este multifuncțională, universală, mai pui deasupra și lapte, dar n-avem cu ce. Măliga nu s-a lipit de cratiță. Acum dezbrăcăm mireasă. Acum trebuie că tatia-ți mireasă ziua bună. Dar nu-ți mai lua nicio zi bună. Eu zic să spunem poftă bună mai bine și miresei și mirelui, pentru că asta este foarte gustos. Apropo, dă-mi, te rog, farfuria aia de acolo. Eu o să fac un plating. Așa. La tine e foarte colorată, s-a primit mâncarea. Uite, și aici galben soare, și aici nuanțe și de roșu și de oranj. Eu, ca să înțelegi, pentru mine gătitul mamăligii este un proces destul de îndelungat și nu întotdeauna îmi place să fac acest lucru, dar uite cât de repede ne-a ieșit aici și asta înseamnă că, practic, nu e nevoie să stai la bucătărie ore în șir. Și știi ce mi-am adus aminte? Că multe gospodine, mulți oameni pun unt în măligă. Ca să nu se lipească. Să nu se lipească de marginile ceaunului. În cazul nostru, n-a fost nevoie de niciun gram de ulei sau unt și măliga s-a primit super uniformă, da. Super densă. Și uite-te, e moale, dar e așa, durișoară. Deci poți să apuci cu ea să înmoie în smântână sau în brânză de oi. Asta rămâne la discreția telespectatorilor, pentru că toate gospodinile gătesc diferit măliga. Unora le place tercișor să fie, știi, moale, polenta. moale, adică polenta, da. Exact. Altora le place să-și facă sculpturi din măligă, știi, urși, ursuleți, turnuri. Până la urmă, ideea este că această cratiță este chiar universală și este multifuncțională și o puteți folosi și la prăjit în loc de tigaie, și la copt în loc de ceaun, și la copt la cuptor în loc de tavă. Absolut la orice în gospodărie puteți folosi această cratiță și are 18 cm. Este una mică, dar foarte încăpătoare și vă ajută în gospodărie peste tot. Cu siguranță v-am făcut și vouă poftă, cel puțin de mămăliguță cu tocăniță sau cu o tocăniță de carne. În vasele Five Star Legend de la Delimano se gătește gustos, sănătos și foarte rapid. Mâncarea nu se lipește de cratiță și puteți folosi și ustensilele de metal. Iar datorită faptului că puteți să gătiți și fără ulei, veți reuși să savurați cele mai autentice arome și gusturi. De asemenea, vitaminele își vor păstra mai multe proprietăți. Cratița se spală foarte ușor, este suficient să treceți cu un șervețel ca să rămână curată sau să o clătiți sub un jet de apă. O puteți pune și în mașina de spălat vase. Sunați acum la numărul afișat pe ecran și beneficiați de oferta Telemagazin de minus 25% din preț. Plătiți doar 299 de lei pentru cratița Five Star Legend de la Delimano cu diametrul de 18 cm în loc de 399 de lei, cât costă în magazinele partenerilor noștri. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Și ce o să vă spun eu acum, în timp ce eu vă povesteam oferta, aici se întâmpla ceva foarte... Hai mai arată-o, dar te rog, dacă tot... Eu am văzut... Hai să arătăm nu și celor. Nu, că la cameră nu mi iese. Ca să înțelegeți că noi în bucătăria Telemagazin nu doar vă unul avem lucrează, oferte. Unul lucrează, altul jonglează cu afine. Noi ne mai și distrăm, hai. Da. Hop! Stai că am Nu. Dubla 2. Mulțumesc. Deci, asta este cel mai inutil talent al meu. Dar până la urmă vrem să știți că noi ne și distrăm aici și nu doar vă arătăm ce ofertă faină avem. Grăbiți-vă, sunați la numărul afișat pe ecran, pentru că oferta este într-adevăr limitată și trebuie să reușiți să plasați comanda. Iar noi continuăm în câteva clipe emisiunea noastră și cu alte talente inutile. Pa,
parcurile de distracții din Japonia s-au redeschis, însă cu un șir de restricții în contextul pandemiei COVID-19. Printre acestea este și interdicția de a țipa pe roller coaster și alte dispozitive care oferă senzații tari. Deși noua regulă este ciudată, oamenii sunt nevoiți să se conformeze. Cei care au fost măcar o dată în viață la un roller coaster țin minte bătăile agitate ale inimii și vocea răgușită de după țipatul isteric. Pentru că majoritatea oamenilor anume așa își manifestă emoțiile în cazul acestor distracții. Imaginați-vă că toate aceste emoții trebuie suprimate. Sau, cum s-au exprimat proprietarii parcurilor de distracții japoneze, oamenii trebuie să țipe în sufletele lor. Și se pare că ei așa și fac. În imagini sunt doi manageri ai unui parc de distracții care se dau cu un roller coaster care atinge viteza maximă de 128 de km pe oră. Bărbații reușesc să stea calmi și să nu țipe, dar probabil s-au antrenat mult pentru asta. Regula nouă s-ar putea să fie dificil de respectat, deoarece, potrivit cercetătorilor, acesta nu este un lucru pe care oamenii îl fac în mod conștient. Totuși, când ei țipă sau strigă, eliberează pe gură o cantitate mare de picături de salivă care pot ajunge la distanțe mai mari de 2 metri. Clienții au declarat că vor încerca să respecte regula, însă chiar dacă nu o vor face, nu vor fi pedepsiți. Ion, tu te-ai dat pe roller coaster vreodată? Eu am fost la Ferrari Land în Barcelona și acolo te ridici la nu știu cât zeci de metri și te dai în jos cu viteză de 100 și ceva de kilometri, 4-5 G, nu mai știu ce forță acolo. Efectiv, unica... Hai zi-mi, te rog frumos, tu, bărbat, puternic, așa, ai țipat? Eu la 3 metri să sar în jos sau de la 2 metri să sar în jos, că eu țip. Eu bărbat în toată firea, dar țip ca o fată mare. Mai aveai voce după ce te-ai dat jos de pe roller coaster? Efectiv nu, dar eu m-am gândit, unica posibilitate ca să nu țip la astfel de roller coaster, pur și simplu să-ți pierzi cunoștința. Știi, ai văzut videouri de-astea cu cum se numește chestia asta, cu bungee jumping, în care pur și simplu își pierd cunoștința oamenii. Și merg până la final. Nu, adevărul este că eu nu pot să-mi imaginez cum să nu țip la un astfel de dispozitiv de distracție. Asta este nonsens. Eu înțeleg că într-adevăr se elimină o cantitate mult mai mare de salivă, dar nu cred că e cazul atunci de le deschis dacă nu permiți omului să țipe. Și ok, și dacă se găsește unul care țipă și... Dar asta e o chestie involuntară. Eu cât nu m-aș strădui să nu țip, nu pot. Îmi vine... O să vorbim din nou despre turism, pentru că noi de multe ori vă povestim despre hoteluri neobișnuite, fie care se află în locuri extreme, fie că au forme sau proveniență atipică. Iar de această dată vă arătăm un hotel de lux din Africa de Sud, care se află într-un tren oprit pe pod. Doar că dacă alegeți să vă cazați aici, e bine să nu aveți frică de înălțime, ca eu, de exemplu. Și să nu țipați. Și să nu țipați. Hotelul se află pe teritoriul Parcului Național Kruger și are o denumire destul de banală. Trenul de pe pod. El dispune de 24 de camere de lux chiar în vagoane. Acestea au vedere panoramică spre râu datorită pereților din sticlă. Hotelul are și o zonă separată pentru a servi masa, dar și o piscină și terasă care se află la fel pe pod. Decorul a fost creat în colaborare cu artiștii locali. Hotel au acces doar persoanele cu vârsta de peste 12 ani, din considerente de siguranță. Familiilor cu copii mici li se vor propune spre chirie camere la o casă din apropiere. Data exactă când se va deschide pentru oaspeți nu se cunoaște, însă, și asta din cauza pandemiei de COVID-19. Proprietarii speră totuși să poată primi turiști începând cu luna decembrie a acestui an. Prețul unei camere va porni de la $520 pe noapte. În ofertă sunt incluse și două tururi zilnice în parc, la bordul unor vehicule. N-am gustat checul. Nu prea mai rămas chec. Colegii noștri au avut grijă să mănânce tot checul, așa că noi ne grăbim, vă dorim vouă în continuare o zi frumoasă. Și ne vedem și mâine la aceeași oră la Telemagazin, cu mare drag și cu bună dispoziție. De curând. La revedere.